Servus, Beclean! Mă gândesc să cumpăr niște fructe, super, pe vremea asta călduroasă. Magazin de pită, Alces, am cumpărat una cu 5 lei feliată, super bună. Ne aflăm la primăria din Beclean, care este o clădire cubistă, deosebită. Nu prea cade soarele, dar asta este. Este chiar lângă parcul din centru, un parc frumos amenajat, drăguț, cu foarte mulți copaci falnici, mari. Foarte frumos parcul din Beclean. Ne aflăm la Beclean pe Somă și aici este Profi, chiar din fața primăriei, acolo vedem primăria. În spate este Hotel Someș. Iar aici avem un fel de stradă pietonală cu tot felul de produse locale de vânzare. Hotel Someș se vede mai bine de aici, în spate la Profi. Și aici este o stradă pietonală, pista pentru biciclete. Ah, uite niște flori abandonate. Astea le cunosc, sunt specifice de aici din zonă. Wow, ce frumoase sunt! Nu prea sunt folosite astea, este alee. E pietonală. Aici, pe alea către gară, deci de la gară către primărie, sunt aceste blocuri comuniste. Hotel Someș pare ceva mai... E tot din perioada aia, dar e făcut un pic mai cu altă arhitectură, un pic mai... ornamentate așa, dar aici sunt clasicele blocuri și cu magazine la parter care sunt cam pe duc. Aici vedem deschis un magazin de textile, nu se întâmplă nimic, Select Baby, na, se văd ceva hăinuțe acolo, dar pe stil vechi așa, foarte clasic. Textile, undițe, una alta, romana. Beclean pe Someș. Aici vedem un castan superb, uite cât e de gros. Super frumos și uite alea cu castan, uite cât e de înalt. Foarte frumos pe alea gării. Aici se asfaltează, este asfalt proaspăt, aici este o locație turistică, Neira îi zice. Partea asta pe lângă gară sunt mai multe pensiuni. Cam așa se prezintă Beclean pe Someș, un oraș vechi și nou totodată. Aici vedem alea pietonală de la gară către primărie. Destul de idilic, așa, foarte drăguț. Beclean pe Someș e o atmosferă destul de patriarhală. Ne apropiem de gara, aici este mult mai liniște, centrul este în spate. În centru este ceva mai multă animație, aici e mult mai multă pace și liniște. Am ajuns la gara Beclean pe Someș. Este pace și liniște. Cu mințenie. Aici în gara este o plăcintărie, uite și o terasă, sunt două mese acolo unde se poate sta și este această plăcintărie fast food care vinde tot felul de chestii ingenioase de care n-am mai văzut. Plăcintă tip sandwich, plăcintă cu varză și tot felul de chestii. Servus Beclean, ne luăm la revedere, ne vedem când revenim. Pa, pa!